Voi lansa deci întâi la Galeria de Artă Lascăr Vorel o expoziție și voi lansa catalogul expoziției care va fi tradus în franceză și va fi prezentat la Nisa, în care vreau să prezint oamenii de cultură mai importanți din județii Neamț. Printre ei, bineînțeles, la fotografie și Ioan Clopoțel. O altă artistă în care eu cred este Maria Tamaș, care are o întreagă filozofie, o întreagă filozofie legată de mască și de culoare. Deci ea prezintă niște măști într-o manieră originală. Eu personal n-am mai văzut stilul ăsta. Te duce cu gândul poate la arta astecă, te duce cu gândul la școala Bauhaus, pentru felul cum folosește culorile. Deci e o artistă, să-i spunem, un meșter popular, așa considerat, pentru că nu are studii de specialitate, dar care simte foarte bine materialitatea și lână. Simte foarte bine și atunci în ansamblul ăsta ea aduce o căldură, aduce o căldură și aportul materialității, aportul materialității care nu întâlnim prea des. Mai e o lucrare interesantă a lui Aurelian Aileni. O lucrare care mi-a dat multă bătaie de cap ca să-i găsesc un loc. Simțeam că are o valoare, simțeam că are o valoare, dar valoarea e valoare de ansamblu. Ea în sine, dacă îi pune-o pe perete, te sperie. Dar într-un ansamblu de lucrări, ea aduce un accent. Accent, deci accentul ăsta este exact ce trebuie, deci față de lucrările astea prea fixe, prea ordonate, sau față de contrastul ăsta cald-rece, sau chiar față de simbolismul acestei măști, ea vine cu arta brută, cu urățenia, cu fenomenul, cu spontaneitatea, cu gestualismul. Și surpriza pentru mine a fost, surpriza estetică, că exact lucrarea respectivă a dat un accent ritmic deosebit. Și până la urmă, dacă fac o manifestare expozițională, o fac în primul rând pentru mine, ca să-mi placă mie. Și asta îmi dă curaj ca să mai fac și alte expoziții. Deci dacă nu am această satisfacție estetică, mă descurajez, spun, dar la ce bun? Dacă tot nu vând lucrări, la ce bun să mai fictez? Ei, artistul, în viziunea mea, nu lucrează pentru bani, el lucrează pentru satisfacția estetică, el cultivă cultura. Și atunci, dacă nu are curaj să greșească, dacă nu are curaj să prezinte ceva nou, se îndepărtează de cultură. Cultura, sigur, că înseamnă autenticitate, noutate, nu înseamnă doar repetarea unor formule învechite. Și ultima lucrare de care vreau să vorbesc e vorba de Sabine Levarlet din Franța. Ea a avut o idee, a prezentat arta românească, cum ar fi aici, e vorba de pictura lui Aurel Băieșu, Prințesa Ghica, și a prezentat-o alături de o turistă franceză. Mergând prin muzee, a observat, a avut o idee, ia să vedem la ce se uită turiștii francezi și să-i fotografiez în timp ce privesc un tablou. Și a observat că există similitudini. Cu alte cuvinte, coafura și aliura franțuzoaicei completează aliura, chiar și moda, mă rog, moda de acum, moda de atunci, cu Prințesa Ghica. Și atunci, din acest dualism, din acest contrast, ea a introdus cultura românească în Franța. Deci, prezentându-și ea în cărțile ei pozele,
i-a prezentat pe Corneliu Baba, pe Țuculescu, pe Ciucurencu, pe Aurel Băieșu și eu am găsit în această o formulă foarte interesantă de a găsi o punte culturală între noi și prin intermediul artiștilor locali. Sigur, nu i-am spus eu, vai, vreau să-mi faci reclamă la artiștii respectivi. Ideea a pornit de la ea. Și ea m-a întrebat, dar ce artist crezi tu că este mai semnificativ în orașul tău? Și atunci i-am spus de Aurel Băieșu. Ea a căutat pe internet, a găsit și imediat a prins în agenda ei un nou artist. Că, sigur, Baba, Ciucurencu știe toată lumea, dar de Băieșu era ceva foarte nou. Cam acestea sunt punctele pe care vreau să vă le prezint și vă mulțumesc pentru audiență și vă doresc toate cele bune.